Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Tatăl nostru, Dumnezeu, fiecare ocazie pe care o avem, învățăm numele Tău. Fiecare moment, Doamne, în viața noastră, fiecare eveniment, fie bun sau rău, îți recunoaștem autoritatea peste viețile noastre, suveranitatea, măreția, bunătatea și de data aceasta, Doamne Iisuse, Dumnezeul nostru, rugăciunea noastră se lasă către Tine, cu mulțumire pentru viața pe care fratele Ghiță a trăit. Îți mulțumim pentru că ai făcut din el un om al Tău care acum, Doamne, este împreună cu Tine. Te lăudăm pentru asta și te binecuvântăm. De asemenea, Domnul nostru este pentru toți cei dragi lui care ar fi trebuit să fie aici, dar n-au putut. Te rog să le mângâi cu inima, fiecare acolo unde este, să ne întărești Duhul, Doamne, și tot ceea ce a avut bun fratele Ghiță de comunicat prin viața lui, prin vorbele lui, fă ca să continue să răsune inima lui fiecare. Și noi îți mulțumim și pentru timpul acesta care ne-a avut acum. Te rog să binecuvinteze. Fă ca aceste cuvinte care vor fi rostite în amintirea fratelui Ghiță, pentru vestirea Evangheliei, să fie sub binecuvântarea ta și toate să fie în înțeamnă de Tău. Și noi toți să fim zidiți sufletești. Amin. Să citim din Cuvântul lui Dumnezeu câteva versete. Psalmul 23, în Psalmul al lui David, împreună cu fratele Carlos. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuri verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă învățuiește pe cărări drepte din pricina numelui Său. Chiar dacă ar fi să mă duc prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun loc, căci Tu ești cu mine. Toiagul și muiaua Ta mă mângâie. Tu mi-ai întins masa în fața potriviciilor mei, îmi ungi capul cu un de lemn și paharul meu este plin de lemn peste el. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele, și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Amin. Și multe veșnici.
speranța,
Dușul și cea credință că într-o zi îl vom vedea. Și atunci va fi mereu tânăr. Pentru credință va fi mereu tânăr. Domnul Iisus să vină în de familia, pe noi toți, pe fiecare parte. Amin. Pe când cele ce nu se văd sunt veșnice.
Știm în adevăr că dacă se desface casa pământească a corpului nostru ceresc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Amin. Cuvântul Domnului în astfel de momente cred că poate să ne aducă o perspectivă corectă și o înțelegere corectă la ceea ce li se întâmplă tuturor și la ceea ce se întâmplă în general în lumea aceasta. Când am citit versetul 15, deci toate aceste lucruri se petrec în folosul vostru, pentru că harul mare, și subliniez expresia harul mare, căpătat prin mulți, se face să sporească mulțumirile spre slavă lui Dumnezeu, m-am gândit și eu în mod direct la harul pe care l-am primit din partea lui Dumnezeu, cunoscându-l pe fratele Ghiță. I-am dat dreptate fratelui Caius cu tot ceea ce a zis. Nu-l cunosc la fel de mulți ani ca și el, dar sunt destul de mulți ani ca să-ți faci o părere despre un om. Și știți ce sentiment mă încearcă? Pe lângă faptul că atunci când am primit vestea, am rămas șocat, cu toate că am știut că este tot mai slăbit, vorbind cu el câteva zile în urmă. Știam că este slăbit și încercat de suferință și de greutatea vieții. Dar am senzația că pierd un mijlocitor în rugăciune. Un om al lui Dumnezeu care se ruga și când spunea că se roagă, avea siguranță că o face. Nu era un om, nu lasă că mă rog și apoi nu știa ce face cu respectiv. Mi-aduc aminte că intram dimineața într-o dată în biserică, când era ceasul de rugăciune, unde era Denis și avea lista de rugăciune. Și așa cred că Dumnezeu mă potrivea în momentul respectiv, că atunci când intram și mergeam pe sus, în spatele balconului, să nu deranjez timpul lor de rugăciune, să aud pomenit numele meu și al familiei mele. E un lucru extraordinar de ziditor pentru mine, să știu că au fost oameni ca el și el a fost un om al rugăciunii. Și da, Dumnezeu mie și multora dintre noi mi-a făcut mult har. Dar aș vrea să ne uităm în cuvântul Domnului mai departe și să exprim liber câteva gânduri. Gânduri care să ne ajute pe tot să înțelegem rostul lucrurilor care ni se întâmplă și mai ales al suferințelor care ne încearcă și, într-un mod special, felul în care este încercată familia îndoriată în această vreme. Apostolul Pavel spunea, descriind contextul greutăților prin care trece al slujbei lui. De multe ori spune că a fost trântit jos, dar nu omorât. A suferit greu, aproape de moarte a fost. El spune așa, în versetul 16, noi nu credem de oboseală. Și dacă am cunoaște de aproape și am avea posibilitatea să întrebăm pe oameni de genul acesta, i-am întrebat totuși ce vă dă energie, ce vă ține în picioare, ce vă face să vă ridicați din nou și să mergeți înainte. Pentru că așa e viața. Uneori suntem sus, alteori suntem jos, uneori suntem foarte energici, alteori suntem foarte slăbiți, uneori suntem foarte entuziaști, alteori deprimați. Și Apostolul spune atât de sincer și atât de lucid, noi nu credem de oboseală. Și e normal să te întreb, și e normal să mă întreb, ce face un om să stea în picioare? Și înțelegerea Apostolului Pavel este una profundă. Depășea înțelegerea filozofilor din vremea de atunci, care puneau în mare parte accentul pe viața aceasta pe care o trăiești acum și are și ea un sfârșit și care punea accentul pe ideea aceea de trăiești în clipa, simte-te bine, fă tot ce poți astăzi să meargă lucrurile bine, nu te gândi atât de mult la ce va fi după aceea sau mai ales după mine.
Sfântul Pavel prin Duhul Sfânt îl trage cortina puțin și ne lasă, dacă vreți, să vedem puțin dintr-o altă perspectivă, dintr-un alt timp, realitatea vieții prezente și mai ales acelei viitoare. Ce spune Apostolul în continuarea versetului 16. Chiar dacă omul nostru de afară se trece, nu se contrazice cu nimeni. Prin această exprimare Apostolul Pavel dă dreptate gândirii de atunci și gândirii care a rămas în picioare până astăzi. Nu ar trebui să facem deloc nicio apologie, nicio încercare de a argumenta în favoarea acestei afirmații. Trece. M-am uitat la fratele Ghiță și ultimile momente când am văzut mai ales în biserică, se ia timpul lui, se consumă și se trece. Nu mai era fața aceea foarte senină și obrajii aceia așa puternici. Am văzut pe el și un fior m-a străpus. Eu pe fratele Ghiță, exact cum spunea fratele Caius, mi l-am imaginat așa, am văzut și pe chipul lui. Dar am văzut, de asemenea, la vârste mult, mult, mult mai tineri. Oameni care astăzi au fost foarte puternici și deodată au slab, fără tărie, fără niciun sprijin. Totuși, omul nostru, spune Apostolul Pavel, chiar dacă acesta se trece, se consumă, e ca lumânarea care ne-a prins. Rămâne întreagă. Dar în moment ce ai pus un chibrit, o flacără, în vârful lumânării și ai dat foc, ea începe să se consumă. Adevărat, alții beneficiază de lumina lui, dar ea se consumă, trece. Și din moment ce ne-am născut în lumea aceasta, noi chiar dacă creștem în anumit fel, noi de fapt ne îndreptăm spre acel termenus pe care Dumnezeu în înțelepciunea lui abundă dacă vin pentru fiecare. Totuși, spune Apostolul Pavel, omul nostru din lume se năiește din zi în zi. Și aici, unii din vremea Apostolului Pavel și unii din vremea noastră nu vor să înțeleagă. Aș îndrăzni să fiu mai blând în exprimare și să spun că nu pot. Dar cred că neputința ne-a iertat la o parte de un mic de vreme, de un mic de voință. Totuși, omul nostru din lăuntru se numește din zi în zi. Aici Apostolul Pavel, dacă vreți, subliniază un adevăr că omul nu este doar trupul acesta. Omul nu e doar materie, omul nu e doar carcasa aceasta care se vede, ci omul e unul mai bun. Expresia aceasta, omul din lăuntru, face referire la partea nevăzută a ființei noastre, la sufletul pe care ne-a creat Dumnezeu. La cea parte care, exact cum spune Apostolul și îmi place să rămân la expresia aceasta, se înnoiește. Și acum, ca unii care gândim, ne întrebăm, dar cum se poate face lucrul asta? Cum e posibil să te înnoiești? Când vezi că mâinile nu te mai ajută, picioarele sunt slăbite, când spatele te doare, când bărcatele interne, mărularele lucrurilor sunt slăbite și ești de acord cu Pavel și cu mulți alții că omul de afară se trece. Cum pot să spui că omul din urmă se trece? Și ce ajută la această mâine? Ei bine, dacă veți citi Scriptura și vom citi Cuvântul lui Dumnezeu, vom vedea că ceea ce face diferență este credința care ne viață. Spunea versetul 13, fiindcă avem același lucru de credință, potrivit cu ceea ce este scris, am crezut, de aceea am vorbit și noi credem, zice Pavel, și de aceea vorbim. Și aici vezi valoarea credinței. Nu un set de reguli doar, nu un set de convingeri, nu un set de principii bune de altfel, ci mai mult de atât vezi legătura pe care o face credința între om și Dumnezeu care a creat. Între mine ca ființă efemeră, negătoare în viața aceasta și acela care poate să facă din mine, din acel
suflet căzut în păcat, în neascultare, să mă readucă la viață. Prin ce? Nu prin filozofii de viață, de sine, de conținut, nu prin teorii pe care le trebuie să bați capul, să înțelegi de ce, ci credință. Credința care este la îndeplinirea oricui. Dacă ar fi fost ceva imposibil, dacă ar fi fost ceva de născocit, inventat, de făurit, dacă ar fi fost vorba de plătit ceva, de sprijinit pe anumiți oameni, de relație, le spune-mă, mulți sunt lăsați în urmă, sunt defavorizați și ar fi nedreptate de Dumnezeu la acesta. Dar credința este la îndeplinirea oricui. Ioan 3:16 spune, Dumnezeu a dat pe singurul Fiu pentru ca oricine. Eu de nu știu, dumneavoastră de unde l-au găsit, cei care poate vor vedea înregistrarea aceasta, oriunde s-a găsit, în acest cuvânt, oricine, este inclus tot omul. E șansă pentru oricine. Așadar, ceea ce mă înnoiește în interior și mă face să cresc în fiecare zi, cu din zi în zi, chiar dacă slăbesc, sunt convins și sigur că mă îndresc în final al alergării mele, pentru că nu sunt veșnic pe pământ. Vedeți, Evrei 9:28. Ei, în ciuda acestei evidențe, eu am o credință care mă face de urmă la nivel de spirit, de duh, să mă înnoiesc, să cresc și să aștept ceea ce spune Apostolul Pavel și Versetul următor. În tristările noastre ușoare de o clipă, lucrează pentru noi tot mai mult cu greutate veșnică de stare. Și aici poate îți vine să-l contrazic un pic pe Apostolul Pavel. Noi nu vedem stare asta în toată. Mai ales în mijlocul suferinței, în mijlocul încercării, nu pot să o vezi stare. Și de aceea unele sfaturi care unor oameni care bravează, fii tare și se citează în prezență, poate că nu și-au lucrul atunci. Dar, spune Apostolul Pavel, această slavă, iar dacă Dumnezeu ne trece și ne trece viitor prin încercări, pentru că El e acolo, este o slavă viitoare, care îi așteaptă pe toți cei ce cred. Și eu cred că fratele Ghiță acolo a mers. În locul pe care Dumnezeu îl a pregătit. Chiar dacă va veni ziua că împreună cu toți ne vom bucura de slava Cerului, El a părăsit chinul acestei vieți în tristările ușoare, chiar dacă trăim pe sufletele ale vieții de acum. Dar toate acestea sunt convins că l-au pregătit pentru slava Cerului. Deja se încheie cu versetul 1 din capitolul 15 Corinteni. Știm în adevăr, zice Apostolul, că dacă se desface casa pământească a corpului nostru trupesc și se va desface. Avem. Și aici nu e o incertitudine, este o siguranță, o declarație a credinței. Spune, avem o clădire în cer de la Dumnezeu. Spune el, ceea ce e mai drag pe pământ, să știe că are o casă, un loc al lui, să știe că dacă azi e pământul, mâine se duce, unde duce? Acasă. Și tot știu, dar nu știu, spune cuvântul acasă, are semnificația pentru toți. Ce spune Apostolul Pavel, o casă, care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Acasă să dea Dumnezeu să fim cu toții. Acasă, împreună cu Sfinții, cu Biserica lui Dumnezeu, când va lăbui Dumnezeu acest lucru. În partea cerească, în Canaanul cerească, alături de Sfinții Îngeri. Și da, alături de fratele nostru, drag, Ghiță Beleș. Domnul să vă binecuvânteze pe toți și să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Așa cum spuneam la începutul acestei slujbe, mulți oameni, prieteni, frați de credință, și-ar fi dorit să fie prezenți astăzi aici. Împrejurările, distanțele, îi opresc pe acești oameni. Stau în fața dumneavoastră reprezentând pe trei dintre oameni foarte de fratele Ghiță, de familie Berge. Primul dintre ei este fratele Cristol Iosif Chiră. A rugat să-mi transmit un mesaj
Iată, mi-e chiar câteva cuvinte pe care vreau să le citesc. Stimată și întolerată familie Beneșe, am primit multă durere de suflet vestea plecării la Domnul, parcă tată, a fratelui nostru drag, Ghiță Beneșe. Pentru mine el a fost nu numai un credincios al Domnului și un memoriaș de lucră, ci și un bun colaborator în lucrarea cu Dumnezeu în cei peste 40 de ani de când îl cunosc. S-a remarcat multe activități, slujind Domnului cu multă luptă și pasiune și am un profund regret că nu pot fi astăzi împreună cu voi. Mă gândesc nu numai la câte slujbe de voluntari au slujit împreună și apoi atât de mulți alți credincioși familiei să fie alături de voi în aceste evenimente. Rămân cu încrederea că Domnul îi va răspândi osteniala și cu speranța revenirii în slavă cerească. Fie amintirea Lui binecuvântată pentru noi și mânghierea Celui Preanalt peste toată familia Lui încercată. Sincer condolențe, eu sunt el cu familia. De asemenea, un al doilea om al Dumnezeu pe care îl reprezint în fața este pastorul Luigi Mițoi din Cicam, un apropiat al familiei noastre, mulțumit un apropiat al lui Adi, care locuiește în Viena și prin Adi un apropiat al fratelui Ghiță. Tatăl Mițoi m-a sunat și m-a rugat să mă transmit condolianțe, susținerea lui în rugăciune, simțirea lui pentru dumneavoastră în încercarea pe care o aveți și rugăciunea către Dumnezeu ca Dumnezeu să vă bine, să vă binecuvânteze. Al treilea om al Dumnezeu, care de asemenea mă transmite condolianța și mă este alături în inimă, în Duh, este pastorul Simeon Bumba, în secretul din Barmație. Dânsul este și mai mare de nostru Domnul, îndeplinind în plec aceasta slujba de secretar general al Domnului Creștin din Constanța, în România. Fratele Ghiță Beneșe se trage din părțile sine. Acolo sunt multe întâlniri dintre lui, frații dintre lui, de părți pe dintre lui, se găsesc acolo. Reprezentându-i pe cei de acolo, fratele Simeon Bumba, ne transmite tuturor celor de aici condoleanțe, rugăciunea noastră, rugăciunea sa către Dumnezeu, cuvinte de mărbătare, bunul Dumnezeu să fie cuvânteze pe familia mondială. Mi-a luat aminte cu emoție, în același timp, bucurie, plăcere. Ori de câte ori fratele Simeon venea la Sibiu ca să slujească predicarea familiei, fratele Ghiță îi dea cale prin să întrebe cu neamul. Și când ne despărțeam la Ghiță, era lucrul cu care pleca deschidul de lucrare. Acesta a fost fratele Ghiță. Dumnezeu să răsplătească pentru Iosif, pentru Dumnezeu, pentru Cumba, pentru Iosif. Știu, fratele Ghiță a iubit amfara, a iubit instrumentele, a iubit muzica. Așa cum spunea Caius, în continuare, a fost un om suflet tânăr. Această fotografie, familia ales ca această fotografie, să le reprezinte acum pe urmă. Are sfântul tânăr. Om, da, thank you.
L-am cunoscut pe fratele Ghiță în anul 1925. De atunci până acum au trecut aproape 25 de ani. L-am știut omul pe drum. Pe drum spre biserică, pe drum spre casă. Mereu pe drum și grăbit. Fotografia aceasta pe care o vedem așezată, Sicriu, a fost făcută în toamna anului 1918, în Ierusalim. Și-a dorit foarte mult să viziteze Țara Sfântă. A cântat despre Țara Sfântă, dacă a fost un om care a iubit Țara Sfântă, care a iubit poporul Israel. Acela a fost Ghiță. Eu cred că dacă guvernul israelian a ști ce a fost sufletul acestui bărbat pentru Țara Sfântă, i-ar fi trebuit să-l luați. Ai iubit Țara Sfântă, pentru că l-ai iubit pe Iisus Hristos. Ai iubit Scriptura. Spuneam că am știut un lucru de bun. Când venea, avea simțământul că pleacă, deși știa de Dumnezeu. Voi vorbesc și câteva cuvinte despre viața Dumnezeului. S-a născut în data de 6 august 1942, în județul Maramureș, localitatea Bărbești. Pe mama lui a chemat-o Ileana și pe tatăl Dumnezeului. A avut 5 frați. În anul 1956 a început școala, ține de Dalmație, școala profesională de mecanică în utilaje forestier. Apoi, pentru un an, a lucrat în localitatea de Lecova, iar în 1961, pentru încă un an, a lucrat la mine ca fabric. În anul 1962, drumurile Dânsului se întâlnesc cu Peleagul din Sibiu. A fost recrutat în armată, aici în Sibiu, a fost în stare de militar. Știu din relatările Dânsului și a celor din Federația Dânsului că nu pierdea nicio ocazie să-și ceară permisie ca să vină la biserică, deși era militar. Și vremurile comuniste nu încurajau exprimările religioase. Militar fiind venea la rugăciune, venea să cânte. După armata s-a stabilit în Sibiu. Legăturile de prietenie făcute din stajul militar cu tinerii din comunitatea care au stat în vremea aceea, l-a făcut să rămână aici. Pe data de 10 august 1964 a încheiat legământul cu Domnul, botezându-se în apă, tot în Biserica de Sibiu. În anul 1968 s-a căsătorit cu Valeria Paște. Dumnezeu a binecuvântat familia lor, 4 copii, 2 băieți și 2 fete. Adriana, care se găsește acum în Austria, în Viena, Simona, care de asemenea locuiește în Austria, Marcel, singurul dintre cei 4 copii, Fazel, aici, însă locuiește la Sibiu, și Anina, cea mai mică. De asemenea, locuiește în Austria, în Viena. În Biserica din Sibiu, fratele Ghiță s-a implicat foarte mult. A cântat corul bisericii, în orchestra bisericii, a format orchestra bisericii, a dirijat corul bisericii.
De asemenea, a slujit în învățătură prin cuvânt, în demn, în rugăciune, a slujit și în conducerea bisericii, cu puterul bisericii. A fost nelipsit un om al rugăciunii, ani în viața, în ceasul de rugăciune, din viața, în biserica de Dumnezeu, în ordine, în urma rugăciunii. A iubit Scriptura, a adâncit cuvântul. A iubit cântarea, mi-a jurat tare mult, Tatăl acel, personal, familie, pe rece, să vină voiți, să lăsați ca un dezaur la Biserica Emanuel, ca El, să rămână la inima bisericii noastre, pentru că zeci de credincioși din noștri i-au scris mesaje în zilele acestea, spunându-mi, odată cu viză, se poate să fie un lucru în vreme. Măcar să arătă ca El. Am învățat un somn, cum spuneam, în studiul Colegiului Biblic Emanuel în Sibiu. A vizitat pe cei bolnavi. Ne rămâne în minte, în memorie, pasiunea lui Dumnezeu și pentru oameni. În ultima parte a vieții s-a îmbolnăvit. În urmă o complicație determinată de o pancreatită acută, la vârsta de aproape 71 de ani, în data de 26 aprilie 2020. Fratele Bisericii a părăsit lumea aceasta pentru a merge acasă la Domnul. Rămân în urmă cu speranța învierea părinților, fiul Adrian, soție Ester, fiii Damaris, Maoni și Oreva, fiica Simon, care este în căsătorie, fiica Anita și Mânuț și copiii Abraham, Maria, Eva și Rebecca, fiul Marcel, frații Tudor, Vasile, familia, Maria, familia, Anunța, familia, Ileana, nații din partea Sibiului, din părți de Sibiului, familia Pașca, rudenii și frații de credință, lipsite din Marmație și din Sibiu, sutele de apropiații dânsului în comunitatea Bisericii Mariei din Sibiu. Ne rugăm cu Dumnezeu, a Domnului să ne dea așa care în viață putere să slujim lui Dumnezeu cu credință, să duce tare și ca un omagiu final, să ne luăm pe drumul pe care vă mult fiind fratele Ghiță, Dumnezeu, Dumnezeu, Bunul Dumnezeu să fie cu Dumnezeu și să ne fie Dumnezeu. Vom încheia slujba de aici, vom continua în urmă. Vă chem să avem un moment de luminare ne-am îmbrăcat pe lumea rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dându-ne astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Slavă pe instrumentul și timpul acesta ne pregătim în vederea de transferință.
Voi citi din cuvântul Domnului câteva versete din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, începând cu versetul 13. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Că dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată în adevăr ce vă spunem prin cuvântul Domnului. Toți cei mii care vor rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cum strigă glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Doamne Tată, îți mulțumim încă o dată pentru că suntem în această stare de har cu toții și că nu suntem fără nădejde. Îți mulțumim pentru speranța pe care prin Iisus Hristos ai pus în inimile noastre și îți mulțumim pentru că fratele Ghiță a ajuns să poată să trăiască, Doamne, această speranță o viață întreagă și să poată să intre în așteptarea ei și îți mulțumesc și te slăvesc pentru asta. Te rog mult să binecuvintezi încă o dată familia care are nevoie de mângâiere, pe fiecare în parte acolo unde este. Și tot ce ai tu mai bun pentru noi astăzi, să lași, Doamne. Îți mulțumim pentru fratele Ghiță încă o dată și rămânem cu amintirea lui plăcută. Amin. Ferice de acum, cum zice Scriptura, de morții care mor în Domnul, căci ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. Rămân cele spuse de Dumnezeu, profetului Daniel, fie ca bunul Dumnezeu să le socoate și în dreptul fratelui Ghiță. Și tu, du-te, te vei ridica iarăși în partea ta de moștenire, la sfârșitul vremurilor. Amin.